Consilierii județeni au decis ce se va întâmpla pe viitor cu cele două drumuri județene de la Văleni și Teslui, afectate grav în ultimele zile de apele acumulate de pe dealuri și alunecările de teren. Conform proiectelor aprobate, deocamdată în ambele zone vor avea loc doar lucrări provizorii. Soluțiile provizorii la Văleni încă nu s-a retras toată apa, după ce se va retrage vom face o serie de reparații provizorii până când vom scoate la licitație acea lucrare să refacem drumul care a fost luat de către APE. Autoritățile speră să se apuce de lucrări în această zonă până la finele anului. Nu știu însă să estimeze când va fi consolidat și reabilitat drumul care traversează comuna Teslui, distrus în două locuri. Aceste lucrări se vor face pe un program finanțat prin fonduri comunitare. Până atunci se va apela tot la lucrări provizorii de umplere a hăurilor create de alunecările de teren. La Moșteni, fiind deja un proiect aprobat pe fonduri europene, nu ne permitem să facem decât intervenții provizorii, adică să umplem acel gol care s-a creat prin lăsarea malului, astfel încât să putem să le redăm circulației provizoriu, pentru că pe acel proiect, așa cum știți, avem un proiect pe fonduri europene, iar noi, în momentul semnării contractului, nu putem să modificăm starea drumului prin intervenții de investiții asupra lor, decât prin proiect. Se va executa pe proiect european la Moșteni. E cel 546, cel de 50 de kilometri, aproximativ 29 de milioane de euro. Consilierii județeni au mai decis astăzi în privința investițiilor în infrastructura rutieră cedarea către CNI a unei porțiuni din drumul județean 648A, situată în comuna Verguleasa, pentru construirea unui pod auto. Este un drum județean care trece prin comuna Verguleasa, duce într-un sat al comunei Verguleasa și acolo au loc anumite alunecări de teren. De asemenea, drumul trece printr-un vad de pârâu care atunci când sunt precipitații majore, nu, efectiv satul rămâne izolat. Printr-un proiect pe CNI, acea bucată de drum, dar și podul au fost cedate către CNI, care urmează să le modernizeze, apoi urmând să intre înapoi în patrimoniul Consiliului Județean după ce vor fi făcute acele modernizări. Consilierii județeni au fost convocați astăzi în ședință ordinară. Ei au trebuit să se pronunțe cu privire la aprobarea a 24 de proiecte de hotărâre inițiate de administrația olteană.